Op! Am venit-o. What the fuck? What the fuck? What? Nu cred! Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip. Numele meu este Alex, iar astăzi jucăm un Valorant. Pentru că și pe Valorant s-a resetat sezonul, în celălalt joc mișto făcut de Riot. Pentru cei care nu știți, eu în Valorant am vrut să filmez primul meci, dar n-am mers OBS-ul, frate, a trebuit să reinstalez tot. A fost o bătaie de cap. Maxim pe Valorant am atins rankul de 18.000 pe server, adică locul 18.000 pe server la puncte, 18.026. În episodul 3, să țineți minte, pentru că nici nu exista Ascendant, eu joc jocul din sezonul 1, dar am luat o pauză mare de atunci până acum, în principiu. Trebuie să aprind lumina în cameră. Și ce voiam să zic e faptul că n-am uitat să joc, ceea ce mă bucură, da, deci n-am uitat să joc. O să vedeți niște playeri foarte interesante și faine de la băiatul vostru. Joc foarte bine din punctul meu de vedere. Nu mai am, să zic, skill-ul pe care l-aveam înainte, pentru că n-am mai jucat atât de mult. La modul gen, nu mai pot să dau ego pick-uri și să câștig 99% din lupte. Pentru că așa am și cărat. Pentru că e greu să ajungi în Immortal dacă nu cari multe meciuri. De-aia joc campion cu utilitate în momentul ăsta. Joc Cypher, joc Smoker, n-am probleme. Da, vedem cum iese. Ok, team comp-urile sunt interesante, ei făcau Breach, un campion extrem de puternic, mai ales și pe harta asta care e micuță. Mă bucur din tot sufletul că au băgat Split înapoi, doamne cât de mult îmi plăcea harta asta. Omen, la ei Reyna, Sage și Jett. Asemănătoare echipele, diferența ar fi că noi avem Fade în loc de Breach și Cypher în loc de Sage. Iau Lord B. Ai got Spike? Is on site. O să pune Sage Wall-ul, ceva clasic. O să iau ăsta. Oh, doamne, ce prost am tras. De ce n-ai intrat în capul ei? Dacă ar da și om în pic. Wow, doar eu am luat două kill-uri. Oh, doamne. N-am cum să dau pic când ai hai ceva vreodată. N-ai cum să te bați cu amândoi oricum. Și cu pistolele noastre. Nu m-aș arunca. Vreau să jur că o să te arunci. Bravo, pare că-i dă B. Dar încă nu s-au pușat. N-au pușat băieții. Bravo. Da, să-l trebuie să fie. Ia-i ței. My ultimate is ready. Good job. Deci, probabil o să mă dea Diamond 1, Platina 3, ceva. Chiar dacă le câștig pe toate. De obicei le câștig pe toate în pre-season. Mă rog, pre-season. Camera asta e șmecheră că văd și în main, văd și de pe mid dacă îmi pușează Heaven-ul. Vedeți că ei nu se arată și probabil se vor roti. Cam ăsta e gameplay-ul cu Cypher. Ești o cameră de supraveghere. Spike down A. Where is everyone hiding? 10 seconds left. Spike planted. Killing phase. Op! Am venit-o. Last player standing. One enemy remaining. 105. What the fuck? What the fuck? What? Nu cred.
Bă, e lottery ticket. Nu vedeți chat-ul voi, dar... Holy fuck, ce-a fost asta? Holy f... What the... He? Sunt 10 HP să-mi bat piciorul dacă te mine. Hai, dă și stun. One enemy remaining. Spike down mid. Last player standing. Mm. Okay. Nice, Reina. One under heaven. Above. Nice. One heaven, one under heaven. One enemy. Last was heaven. Yeah, nice try. Mamă, ce prost am tras. One rafters. Am tras atât de prost pe Sage-ul ăla. Dacă aveam un pic de skill aici, făceam double. Dacă aveam un pic de skill, dacă aveam reacție să îi dau flip. Nice try. Go! Oh. Ah, nice, 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 man. Seventy forged. Da, nu e aici. Puteam să intru pe cameră mai devreme să verific. Am apăsat E, l-am văzut. Omul is A-side. Am apăsat E în loc să... N-am vrut să fac aia. Night, night. Two side, one heaven. Bro. Close, right. Good shit. Sage City. One enemy remaining. Screens. She might go heaven. Heaven. Here. Last player standing. Am vrut să joc așa. Dacă mai puneam camera, îmi dezvăluiam locația și nu voiam. Ah, n-ar trebui să-mi iau fantoma, vandal, nu? Ba pot, dacă îmi iau half shield, o să fac asta. O să joc chill în spate, oricum sunt cypher și îmi permit să fac asta. Ok, o să pun un trap aici, ceea ce uit de multe ori să fac, mai ales când joc attacker. Bun, hai să vedem. Băgați-i piciorul. What? Ce? Unde mi-e tripwire-ul? V-ați văzut că mi-a dispărut? Ce mi-l pat? Breach? No way. Cage triggered. One enemy remaining. Here. Ar fi mișto totuși să mergem. Ideea e că momentan ce facem, facem o prostie. Mergem A, B, A, B, A, B, A, B. Nu vrei să faci asta niciodată pentru că e cel mai predictable. Gen, acum mergem B, o să știe runda viitoare să fie tot așa. Deși ar fi mai bine să mergem runda viitoare A. Deci ar fi și maker să mergem runda asta A și runda viitoare tot A. Așa aș face eu. Da, e târziu și nu mai am timp să mă așteptam la săracul ăsta care face ego pick-uri ca nebunul. Știu că dă ego pick aici. L-am așteptat, l-am învățat. Ok, poate, sigur dă ego pick, pentru că e ultima rundă. Și sper să prindă un pick și sunt șanse să câștige dacă face asta. Știam eu. Mereu, 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 mereu.
Nu, băgați ai. Dă-te să plantezi. Eu am bomba, dă-te. Oh, nu. What? Nice, îl știe. Battle, hai. Nu-mi face. Nice, mă. Era riscant, da. I-a ieșit. Cui pasa, a câștigat. Ok, frumos match. 17 kill, nu e rău, deloc. Important e să contribui. Nu ești tu carry-ul, dar contribui. De-aia și joc Cypher. Ca am zis, skill-urile se pierd în timp. 2 din 3, ambele câștigate până acum. Arată foarte bine cariera, vedeți, ambele câștigate. Și n-am arătat, nu știu dacă am arătat. În episodul 3 act... ok, mișto, cred. Episodul 3 act 3. Am luat locul 18.026 pe server. Adică, practic, ăsta a fost locul meu pe server. Cel mai... unul dintre cei mai buni jucători din Europa. Din Europa, în principiu, că nu e Europa de vest aici și alte chestii, cred. Da, vă mulțumesc mult de vizionare, eu am fost Alex. Nu uitați să vă abonați. Ne revedem la viitoare.